Am revenit la Colegiul Național Vasile Alexandrii, alături de Media Team, echipa care ne asigură filmarea și transmisia acestui eveniment, și de echipa Byte Force, echipa Colegiului Național Vasile Alexandrii, cel puțin o parte din ea, reprezentanții ei, pe care aș vrea să-i rog să se prezinte. Eu sunt Găina lui Ion Octavian, sunt de la clasa a 10-a, sunt pasionat de robotică, de fizică și de matematică și pot să-i dau cuvântul colegului meu, Andrei. Bună, eu sunt Dorin Andrei, de la clasa a 11-a, mi-am găsit pasiunea în robotică și în informatică și o să o spune de mai să prezint mai departe. Bună ziua, numele meu este Bianca, tot clasa 11-a sunt și eu și mă ocup mai mult de promovarea echipei decât de robotul în sine. Este sâmbătă dimineață, suntem la școală și vreau să vă întreb ce căutați voi sâmbătă dimineață la școală? Păi, noi ne ocupăm cu diverse activități, pentru că robotul nostru este o voluntate de a aduce robotica și științele STEM colectivului din Galați și ne-am găsit în diverse weekenduri din diverse date ale anului să ținem prezentări și să promovăm ceea ce facem noi unei audiențe cât mai mari. Și ați găsit audiența la Forumul Meritosul de Est, organizat de Colegiul Național Vasile Alexandrii și proiectul Merito. Spuneți-ne, care este proiectul pe care l-ați prezentat astăzi? Noi alcătuim clubul de robotică ByteForce, care este mai mult decât doar echipa de robotică ByteForce. Cei 15 dintre noi care fac parte din echipă se ocupă de acest robot și promovarea acestuia și echipei întregi pentru a participa la concursul național de robotică, chiar internațional, First Tech Challenge, care are loc mai multe etape și care este cea mai mare competiție de robotică din Europa. Concursul american a venit acum foarte mulți ani în România, cam prin 2016, și atunci unul dintre foștii absolvenții acestui liceu a intrat în club de robotică. Și din generație în generație, tradiția de a face roboți performanți și de a avea mari aventuri la diferite competiții s-a trecut așa de la fiecare la fiecare și mereu este reaprinsă scânteia pasiunii de fiecare dintre noi. Și este o pasiune care s-a perpetuat din generație în generație. Da. Înțeleg că ați obținut și diverse premii, destul de importante, nu? Da. Robotul nostru este oarecum de talie mondială. Am obținut locul 8 pe autonomie mondial în urma campionatului național. Și acesta a câștigat mai multe competiții, de exemplu primul campionat european, suntem vice-campioni și am mai câștigat încă un campionat european la București și o competiție două off-season pentru toată România deschisă la Someș. Robotul acesta ce face? Păi, în acest sezon de First Tech Challenge ni s-a dat un task, și anume, nu avem aici, dar sunt niște bețe destul de înalte, galbene, pe care noi trebuie să introducem aceste elemente, conurile. Așa. Și poate pare un task simplu, iei conul, pui pe băț, cade în jos, ai făcut 5 puncte. Dar nu este așa de simplu când nu o faci tu un om, ci o face un robot. Designul pornește de la a lua acest element, la a-l duce la o înălțime destul de mare, la a-i da drumul fără să cadă pe lângă. Și, de exemplu, colegul meu Octav, sunt sigur că ne poate da niște detalii despre cum am început designul la robot și cum nu le-am făcut din piese din prima, ci cum l-am gândit. În primul rând, am vrut să ne-am inspirat de la echipe de FRC, care sunt cu roboți mai mari. Ne-am inspirat pentru ideea de acest intake activ. Un intake este elementul din robot, mecanismul din robot, care poate lua diverse elemente din terenul de joc. Este inovativ, deoarece putem lua conul din orice poziție, oricât eroare umană ar fi. De exemplu, putem lua conul și astfel, din această poziție. Să facem o demonstrație. Da, pornesc.
Ok. Ce mai e așa, să o luăm din această poziție. Și putem duce amețin mai. De exemplu, asta este pentru cel mai pentru cea mai mare tijă din teren. Da. Și putem scora, de exemplu, dacă doriți să vă prindeți un ban. Da, majoritatea echipelor de bătăi din țară, căci în afară, au ales pentru un clește, care, într-adevăr, este destul de intuitiv. Vezi un con, cea mai ușor mod de la apucare ar fi să-l iei așa, efectiv, cu un clește. Însă, noi ne-am gândit că asta este o oportunitate pentru ca noi să inovăm, fiindcă este pentru toți membrii echipei primul an, am vrut să ne facem cunoscuți ca generație în FTC. Și am făcut acest intake, care este ceva ce numai noi avem. Toate avantajele lui sunt practic atât de utile, nu numai în delegitatea robotului, când piloții au o mai mare marjă de eroare să-l ia, dar și în autonom, pentru că ne-a permis să avem mici erori în autonom, dar autonomul totuși să funcționeze consistent, să ia mereu toate conurile posibile. De aici locul 8 mondial, vreau să spun. În țară este locul 2. Spuneți-mi care sunt disciplinele studiate la școală pe care voi le aprofundați făcând acest robot, construind robotul și manevrându-l, și cât de mult iubeați voi aceste discipline înainte de a găsi robotica un mod de a le aplica în practică? Practic, toate disciplinele tehnice își găsesc cumva rolul în robot și în momentul în care ne-am făcut noua generație, am fost cumva puși într-o situație în care era doar un membru din fosta generație și eu, noul recrut adus în ziua aia. Și ne-am gândit noi cum facem să ne alcătuim o echipă puternică ca să facem ceva cu clubul ăsta care, uite, are posibilitatea să crească. Și ne-am adus un informatician foarte bun, un pilot, un băiat care merge la karting și știe să piloteze. Ne-am adus persoane care știu să promoveze robotul pe PR. Și, de exemplu, ca să dăm așa științe, avem nevoie de informatică, în special informatică aplicată pentru sisteme de control, ca să îl programăm cum trebuie, să facem niște colecții, pentru că electronica asta poate fi îmbunătățită nu numai mecanic, cât și informatic. Apoi avem nevoie de multă matematică și fizică ca să calculăm diverse chestii în robot. De exemplu, știu că aveai tu octav un program care te ajuta să calculezi distanța dintre dinți la curele. Da, generează, de exemplu, nu știu dacă pot să arăt. Sigur că pot să arăt. Nu știu dacă poți, dacă e pus. De exemplu, poate genera pentru orice, pentru oricare roz din sate la făcute și la gândite la orice reacție, mă scuzați, la orice erație, poate genera astfel încât roziți, mă scuzați, curele care nu, la care nu mai este nevoie să fie pus în tensionator, ci ele sunt tensionate doar de roțile dințate utilizate. Da, de exemplu, puteți vedea că robotul nostru e făcut într-o multitudine de materiale, atât aluminiu, cât și fier, dar și plastic, foarte mult plastic, pentru că, sigur, piesele pe care le putem cumpăra sunt diverse și foarte, foarte utile, dar sunt situații în care avem nevoie să facem propriile noastre piese. De exemplu, acest cadru pe care robotul stă sunt piese debitate la un CNC și dizainuite de noi, calculate în CAD și pregătite exact ca ele să poată intra într-o structură cu toate celelalte piese, adică, de exemplu, aceste glisiere să poată veni fix cum trebuie pe placă. Și toate aceste piese din plastic, cele 3D, discurile de la intake, inserțiile dintre glisiere, până și aceste bumpere care protejează robotul de contact sunt făcute din plastic și designuite de noi. Și acolo este o combinație între fizică și mate și cu o anumită perspectivă în spate. Cu siguranță geometria dintre 8 a ajutat mult. A ajutat mult. Spuneați că aveți și un reprezentant PR care este lângă noi. Ce discipline folosești tu? Ce discipline pe care le înveți în școală folosești ca să promovezi clubul de robotică? Mai greu cu disciplinele. Aceasta singura chestie care ne ajută foarte mult este matematica, deoarece departamentul de promovare al echipei se împarte în două bugăți. Brandingul, care se ocupă de
toate designurile, tricourile, flyere, stickere. Și aici avem nevoie de diferite măsurători, diferite calcule, ca tot să iasă foarte frumos. Dar pe promovarea echipei nu cred că folosim atât de mult, doar limba și literatura română, pentru că la postările pe social media totul trebuie să fie corect gramatical, cu diacritice, să fie cât mai... Și un text cât mai, cât mai expresiv, cât mai bun, cât mai... Sigur, cât mai și detaliat. Bineînțeles, probabil limba engleză. Da, și limba engleză, pentru că din septembrie acum am început să punem postările pe Instagram toate în engleză, ca și echipele din afară să poată să înțeleagă ce facem noi zi de zi aici. Mai aveți tip de lucrurile pe care le fac adolescenții obișnuiți? Să ieșiți afară cu prietenii, să, nu știu, să socializați altfel decât în club? Eu zic că clubul vostru de White Horse. Eu zic că da. Pentru că, deși este o pasiune foarte mare pentru fiecare dintre cei 15 care lucrăm la acest robot, cumva ne împărțim socializarea în două categorii. Noi suntem foarte buni prieteni și n-am fi putut să facem acest robot dacă nu lucram bine în echipă și cu siguranță multă socializare s-a făcut cu imbus în mână și noaptea când lucram la robot, dar bineînțeles că cei mulți strică și mai ales acum după ce am terminat cu sezonul anterior și am trecut la cel nou, ne-am propus să ne facem un program mai erat, mai strict, astfel încât să avem niște ore clare în care lucrăm și restul pentru satisfacerea personală. Și da, ieșim afară. Deci pasiunea voastră pentru roboți, într-adevăr, și-a găsit expresia în clubul acesta și chiar în petrecerea timpului împreună. Da. Și nici nu suprascrie alte pasiuni pe care le aveam. De exemplu, colegul meu aici, Octav, este un mare basketbalist. I-a plăcut basketul întotdeauna și continuă să facă basket, chiar dacă între timp, când ajunge la casă, buzet de la basket, se pune și face o piesă 3D. Copii, eu mă bucur foarte mult că ați venit la noi. Vă urez succes și vreau să ne mai întâlnim și să ne povestiți și de planurile voastre de viitor. Mulțumesc frumos că ați fost astăzi cu noi și mulțumim spectatorilor că au privit ceea ce au avut copiii de povestit și vă mai așteptăm să ne mai povestiți și despre proiectele voastre de viitor altă dată. Mulțumim! Mulțumesc!